Salutare și bine v-am găsit la un nou episod din Castle Crush. Bună dimineața, bună seara, depinde de fiecare în ce zonă sunteți, ce faceți, bine sănătoși. Azi vreau să fac câteva meciuri, de fapt mai trebuie 3 meciuri să câștig, să fac victory chest-ul. Dar până una alta, mi-am făcut un nou pachet. E pachet de rush și sincer habar n-am să joc cu el, dar din câte am văzut e bunicel, să zic așa. Am văzut câțiva playeri care joacă la fel, e gen pachetul lui Reaper, dar fără Reaper. Ceva de genul ăsta. Și vreau să văd dacă pot să câștig cu el. Și încă ceva, m-a întrebat cineva dacă putem să luăm la drop Mystical Chest-ul. Și răspunsul este da. Tocmai mi-a picat mie ieri unul Castle 8 Mystical Chest. Are cooldown o zi, mai am 12 ore se pare. Și da, pică, dar foarte rar. Toate astea chesturile cad la drop, ca să știți, dar cad foarte rar. Mai ales ăsta, ultimul Mystical Chest-ul, extrem de rar. Cred că ultima dată când mi-a picat la drop, cred că a fost acum 4-5 luni, cred. Nu știu, foarte rar. Dar de căzut cad, ca să știți. Toate chesturile care le vedeți aici la shopping, aveți șanse să vă cadă. Așa, haideți să facem un match, da? Presupun că ați făcut eventul de azi cu 12 cristale maxim. Hai să vedem ce dacă reușim să facem ceva cu pachetul ăsta. Am observat că până la urmă nu prea contează pachetul, contează cel mai mult cum îți scad cărțile. Deci dacă scad cărțile ca lumea la început, poți să câștigi. Dacă nu, nu. Asta mai fel la orice pachet, nu neapărat la ăsta sau la altul. Ia să vedem. Chestia e că dacă prind vreunul care are mana ritual sau îi pică cărți de astea de spam la început și apoi direct cărți de alea mari, automat pierd, cred că n-am cum să mai bat. Să vedem acum ce o să iasă. Iau și pe ăla cu Reaper, direct. Pune și noi aici. Pus genii, duhul magic din lampă. Mai punem încă unul. S-ar putea să... De fapt l-am bătut. Yippee! Am avut noroc. Să zic așa. Încă două victorii. Sper că din Mystical Chest-ul ăsta să iau ceva bun. Nu neapărat o legendară, dar să-mi cadă cărți de care am nevoie să le upgradez. Deci erou ăsta, Jester, clovnul, deci credeți-mă, este foarte bun. Mai ales acum versus scheleții ăștia, cum sunt ei aici, zic, ajută. Pac, pac, pac. Tocmai s-a făcut un update, am observat. Cred că a scăzut. A modificat cartea asta cu scheleți, presupun. Sincer, asta cred că a făcut-o. Dar n-asta să...
Sincer să mă uit să citesc, să văd despre ce este vorba. Am mâncat bătaie. Da. Să vedem. Da. Boneyard card doesn't count as a card when cast anymore. Deci acum cartea cu scheleți nu mai se pune la numărătoare când o castați. Și reduce efectul cu un schelete când sumonați. Deci înainte, nu mai știu, ia să vedem. Să citesc aici. Da, cred că presupun înainte, dacă aveți, să zic, 5 cărți în mână și pica bon, iar doua, șasea și pe mă sumonați, cred că se număra 6 cărți și 6 ori 2, 12 scheleți. E, acum cred că se numără doar 5 cărți în loc de 6, adică ea nu se mai pune. Ia să vedem acum. Ce faci nou? Două victorii. Hai, tată, două victorii vreau. Sincer, mi-am făcut acest pachet și vreau să încerc pentru că nu știu ce deck să mai fac ca să pot să depășesc și eu 5400 de trofee. Deci nu mai știu și am stat ieri și am probat 7000 de pachete. Ba, am pierdut, ba, am câștigat. Dar tot pe aici, 5300, 5400 m-am învârtit. Nu am depășit, zici că am lipici. Să rămân aici. În fine. Sincer, nu prea mai mă interesează dacă am 5.000 sau dacă fac 6.000, nu prea te ajută cu cine știe ce acum. N-ai nimic de câștigat. Hai de tată, punem o catapultă. Să nu punem asta și s-ar putea să-l batem. Nu? Uf! Se pare că mai avem încă o victorie. Iupi! A rămas cu o frigmă la viață. Victory! Bun. E bunice pachetele ăsta, adică cred că toate pachetele sunt bune, dar trebuie să înveți să joci cu ele. Și v-am zis, depinde cum cad și cărțile. Că nu există pachetul suprem sau fiecare carte are nașul ei, să zic așa. Haide, E.T. Ia uite asta. Să nu spui că avem același deck. O, are păsărica asta scoasă. Păsărică, ieși afară! Uite, alt gestor. Echipa clovnilor! Bun venit la Circul Globus! Dai. Dai că nu dai în mâta. Cum se zice? O. Nervoși. Cam, s-ar putea să pierd meciul. Sincer să fiu. V-am zis, nici prea știu să joc cu deck-ul, dar nu nimic. Învățăm, pierdem, câștigăm ce contează. Pune, frate, a pus ăsta. Abia aștept să fac și rost de legendarea asta de Hollow Knight. E bună. Ce mi-a făcut-o? Ce mi-a făcut-o? Da, am pierdut.
Da, asta e dezavantajul la pachetul ăsta. Dacă reușește adversarul să tragă de timp, să zic așa, să ajungă să sumoneze, că Mario, sincer, adică practic nu mai am ce să-i fac. A, ce contează? Hai să vedem, hai să vedem. Abia aștept, cred că 12 ore, acum e, cred că după amiază sau mai pe seară o să fac un filmule să văd ce îmi cade la noul pachet. La noul pachet, Doamne, la noul chest ăsta. Poate iau ceva bun. Poate. Poate și cu poate. Ia uite ce mi-a tras-o. Nu pune protecție. N-a pus protecție. Punem o catapultă și hai cu Winu. Hai cu Winu, hai cu Winu. No, 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 no,
Gata. Este victorie. Am votat pe Lorder. Lorder, Lorder. Victory chest. Hai să vedem cine cade. Și... Praf. Cărți care nu prea le folosesc. Da. Cam asta a fost filmulețul, să știți, și cum v-am zis, orice chest poate să vă cadă, doar sunt extrem de rare și abia sunt curios să văd ce îmi dă acest minunat mystical chest. Măcar, dacă nu pică ceva bun, măcar câștig și eu ceva gold. Sănătate și numai bine și să ne revedem până data viitoare. Ciao, ciao!